Bine v-am găsit, pasionați ai utilajelor! Astăzi ne adresăm, în primul rând, fermierilor, dar și consumatorilor care preferă produsele naturale. Piața de desfacere din țara noastră, invadată de zeci de mii de producători străini și de alimente fără gust, i-a convins pe mulți fermieri români să practice agricultura ecologică. Astăzi vă prezentăm ce înseamnă acest lucru și care sunt pașii pentru a urma un stil de viață sănătos atunci când vine vorba de hrană. Agricultura ecologică înseamnă promovarea unui sistem care să respecte mediul înconjurător și care să îndeplinească cerințele social-economice moderne. I se mai spune agricultură organică, pentru că are rolul de a produce hrană sănătoasă așa cum o dă mama natură, fără a i se aplica îngrășăminte chimice. Mai exact, practici care să ajute, să dezvolte și să conserve mediul înconjurător. Mai bine zis, rezultă produse agroalimentare proaspete, fără să se intervină asupra factorilor naturali de dezvoltare. Se dorește un echilibru între industrie și biodiversitatea naturii, astfel că producția alimentelor trebuie să respecte o serie de reguli stricte. În etapa de producție, fermierii nu folosesc sub nicio formă organisme modificate genetic, fertilizanți și pesticide sintetice, stimulatorii de creștere, hormoni sau antibiotice. În plus, în etapa de procesare, nu se pun deloc aditivi alimentari sau substanțe chimice de sinteză. Totodată, apa potabilă nu este expusă riscului de contaminare cu nitrați și alte bacterii dăunătoare. Despărțirea de agricultura convențională și trecerea la una ecologică sau organică reprezintă un prim pas spre rezolvarea unor mari probleme la nivel mondial, de exemplu încălzirea globală și ploile acide. Să practici agricultura ecologică în propria fermă nu este ușor, pentru că trecerea de la cea clasică nu se face de pe o zi pe alta. Specialiștii vorbesc de o durată medie de 3 ani în funcție de cultură, pentru ca solul să devină fertil, iar echilibrul mediului să fie restabilit. După ce s-a făcut trecerea la agricultura organică, urmează recolta, apoi comercializarea ei. Pentru vânzarea produselor sub eticheta de aliment bio, producătorii trebuie să respecte legile impuse de Consiliul European. Important de reținut este faptul că produsele bio certificate conțin minimum 97% ingrediente ecologice. Agricultura ecologică oferă garanții în ceea ce privește protecția mediului înconjurător, sănătatea animalelor și bunăstarea consumatorilor. Un alt avantaj îl au fermierii. Investițiile sunt mult mai mici, având în vedere eliminarea fertilizanților sau a altor substanțe folosite în agricultura clasică. La capitolul dezavantaje, notăm prelucrarea, ambalarea și comercializarea produselor ecologice. Și asta din cauza că instalațiile industriale și de ambalare sunt foarte scumpe, date fiind standardele înalte de calitate impuse. Cu toate astea, tot mai mulți fermieri consideră că agricultura ecologică este viitorul, iar consumatorii se îndreaptă înspre produsele bio pentru că își doresc un stil de viață sănătos. Noi trebuie să ne oprim aici. Până data viitoare, să auzim numai de bine și important e să fim sănătoși!